Suntem pe data de 9 februarie, data trecută, când am filmat o colonie. Am strâns această colonie pe 5 rame. 5 rame am strâns-o și dacă tot am strâns-o, am zis, hai mă, hai să văd. Să deschid și eu, să desfac un pic ramele, să văd despre ce e vorba, dacă tot am strâns-o. Era singura care n-a fost strânsă. Să văd pe unde mă aflu și eu. Să văd cam ce e în cuib. Vremea îmi permite să fac acest lucru. Asta e rama care le-am lăsat-o în plus. Are aici mâncare. O altă ramă, tot așa, aici are și păstură. Miere cristalizată. Aici este prima ramă pe care sunt ouă. Aici este primul puiet căpăcit. Aici este mătcuța. Dacă e matca pe ea, o punem la loc. Thank you.
Ia aici o să vă aduc și eu mai aproape. Asta nu este o ramă de risc, cum îi zic eu, să văd cum reușesc. Aici am sub albina. E puietul căpăcit. Bun. Având în vedere că sunt pe 9 februarie, în cazul meu aici în centrul țării este foarte bine. Nu strâng mai tare, așa îi las spațiu de manevră. Bun, așa. Bine, nici nu mai desfac alții, că nu am de ce să desfac. Cam asta e situația. Colonia e sănătoasă, e în regulă. S-a extins acum a treia ramă cu puiet. Ce de precizat este că voi vedea peste aproximativ o lună de zile, deci prin 10 martie, așa să văd puietul, atunci mă interesează. Păstură este și mai dăm un pic de stimulare cu această pastă, odată la câteva zile acolo. S-ar putea alte colonii să aibă mai mult puiet, s-ar putea alte colonii să nici nu fi început cu puietul, dar este în regulă. Undeva prin 10 ianuarie au depus primele ouă. Așa mă gândeam și eu. 10-15 ianuarie au început să depună. E destul de bine. Are timp suficient să se dezvolte până în aprilie. Două luni de zile, mai ales dacă se și va încălzi, dar la mine nu-i cazul de așa căldură enorme încât să vină, știu eu, ce dita mai căldura. Acesta rămăsese singur așa neextins, adică nestrâns, nu neextins. Iată și vecinul lui este 1, 2, 3, 4, 5. Asta e puțină albină. Dar eu îi las albinei un pic de spațiu de manevră ca să poată să lucreze. Poate să lucreze. Consider că este destul de important. Acum fiecare apicultor are propriile decizii și
cum a făcut fiecare de-a lungul anilor, cum a făcut de-a lungul anilor, știe dacă e mai bine sau nu. Bun, asta fac la toți. Trebuie să avem răbdare, să se dezvolte, altceva nu prea poți să le faci. Să ai grijă de varoa, să ai grijă de hrană. Și cam asta e, mergi înainte. Important este că au trecut de iarnă, au supraviețuit și a început un nou ciclu de viață. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!